salutăm cu prezența dumneavoastră la acest eveniment într-un stil inedit, într-o locație frumoasă și cu multe fețe frumoase. Salutăm invitații noștri de onoare, domnul primar de Leova, Eugeniu Buragă. Colegii noștri, parteneri de la Centrul Contact Cahul, persoana doamnei Lenuța Gârneț și toți ceilalți colegi, Cristina și Oxana, domnul Iurie, îi salutăm cu prezența lor la acest eveniment. Reprezentanții asistenței sociale care sunt parteneri ai proiectului nostru, prin persoana doamnei Lilia Cosma. Și nu în ultimul rând, aș vrea să salut coordonatorul de proiect local al proiectului Oportunități profesionale și integrare socială a tinerilor dezavantajați din zonele rurale de la sudul Moldovei, doamna Raisa Balan. Și desigur că nu în ultimul rând, beneficiarii acestui proiect, bucătarii de la Școala Profesională Leova și viitorii viticultori, vinificatori ai Școlii Profesionale Leova. Avem alături de noi, deoarece sărbătoarea noastră este un masterclass și desigur că nu putem să nu fie prezent la această sărbătoare, la acest eveniment, masterchef-ul Alexandru Carapostul, care aș vrea să mă laud și eu că este absolventul Școlii Profesionale și desigur că are foarte multe lecții care poate să ne le ofere de a învăța pentru a îmbina un vin bun de calitate pentru sănătatea noastră. Dacă am prezentat invitații, oferim cuvântul de salut, de deschidere, doamnei Raisa Balan. Ne bucurăm că vă avem ca oaspeți astăzi la acest eveniment. Este un eveniment organizat, după cum a spus doamna Lidia, un masterclass pentru vinificatori și bucătari, vin, artă și gastronomie. Un eveniment care face parte din activitățile proiectului nostru, care are denumirea Oportunități profesionale pentru tinerii dezavantajați din raioanele de sud ale Republicii Moldova și este un proiect implementat în parteneriat cu Centrul Contact Cahul, cu colegii noștri din Cahul și finanțat de către Fundația Elvețiană HEX. Suntem un proiect a treilea an de acum. Să spunem că am căpătat și noi o leacă de experiență pe parcursul a 2 ani și de acum a treilea an parcă ne pare puțin mai ușor că știm activitățile, știm lucrul din proiect. Este un proiect foarte binevenit pentru copiii din localitățile rurale care vor să-și continue studiile, să capete o specialitate la școlile profesionale, atât din Leova, cât și din Cahul, la studii de scurtă durată, la 6 luni, 9 luni, sau la studii de lungă durată, un an sau 3 ani. Noi, ca parteneri, fiind în proiect, pe parcursul anilor de studii, adică avem, ca să nu fie așa, să fie ca o mică introducere, să înțelegeți mai bine ce înseamnă proiectul nostru pentru cei care nu au avut posibilitatea să participe la alte evenimente mai înainte. O să vă arătăm mici secvențe, ca să nu vă luăm mult timp pentru să lăsăm mai mult loc pentru evenimentul de astăzi. O să vă informăm puțin despre activitățile proiectului nostru, care le petrecem pe parcursul anilor. Pe parcursul
Pe parcursul a 3 ani de proiect au fost înmatriculați și au căpătat diferite profesii. În primul an de proiect am avut 78 de beneficiari, a doilea an de proiect am avut tot 78, anul acesta avem până la moment 70 de beneficiari, mai departe. Și avem area de implementare a proiectului nostru, sunt raioanele Leova și Cantemir. Și cam în aceeași proporție egală avem beneficiari și din raionul Leova și din raionul Cantemir. Lucrul nostru se începe cu selectarea beneficiarilor, după cum am spus, care lucrăm atât în raionul Cantemir, cât și pe raionul Leova. Avem și din raionul Câncești vreo câțiva copii și din Cahul, care fac studii la școala profesională Leova. Aș vrea să spun că pentru ridicarea nivelului nostru de cunoștințe și pentru schimb de experiențe, am participat la diferite seminarii de instruire cu asistență, cu membrii echipii de implementare a proiectului. S-au petrecut diferite întâlniri și instruiri cu asistenții sociali din raioanele Leova și Cantemir pe parcursul anului de proiect. Am avut întâlniri și s-au semnat niște contracte de colaborare, deoarece suntem în, avem diferite ședințe de lucru, atât la Leova cât și la Cahul ne întâlnim, unde coordonăm activitățile care trebuie să le avem cu beneficiarii proiectului. Pentru a avea o mai bună colaborare cu asistența socială Leova cât și Cantemir, pentru a avea un sprijin mai dinădejde din partea asistenților sociali din teritoriu, pentru a depista acei beneficiari ai noștri, care într-adevăr sunt din păturile social vulnerabile, pentru asistență socială din aceste raioane, organizăm seminare de instruire la temele solicitate de dumnealor. Pe parcursul anului, beneficiarii sunt instruiți de către Inspecția Muncii cum trebuie să se adreseze pentru a se încadra în câmpul muncii, cum să-și facă un CV pentru a depune la angajator. Am fost în vizite la fabrica Tricon cu copiii de la croitorie pentru a vedea ce condiții sunt create acolo și a petrece practica de producere. Și ulterior, dacă au binevoința să rămână să lucreze la fabrica Tricon din Cahul. Am organizat excursii la Moldi Expo cu beneficiarii de la vinificatori și de la școala profesională Leova. Pe urmă, am fost cu sudorii la Moldi Expo la excursie și cu bucătarii. Am organizat diferite evenimente, ca dragobetele, vizite la biblioteca orașănească, da, cu tractoriștii și așa, aici sunt tot vizitele la Mold Expo. Așa, din activitățile noastre a avut loc anul trecut și un masterclass cu bucătarii, unde domnul Alexandru Carapostol a avut plăcerea să ne reprezinte un masterclass pentru bucătarii absolvenți de la Leova și de la Cahul. Pe urmă am organizat un masterclass cu cusătorii, cu fetele de la specialitatea de cusători, unde au confecționat niște fustițe interesante. Deoarece școala profesională Leova a implementat un proiect cu Cultur Contact Austria, și au o fabrică de vinărie modernă, amenajată, utilată după ultimele a tehnicii în viticultură. Am organizat un masterclass cu vinificatorii.
cu incubatorul de afaceri. Am organizat activități pentru instruirea copiilor să-și poată lansa o mică afacere, un mic business la absolvirea școlii. Școala profesională mai are și activități de instruire unde copiii prin firma de exercițiu învață cum se face o afacere, cum se administrează, care sunt toate documentele legale care trebuie să le aibă. Dacă se duce prea repede, aici sunt copiii la orele de FDV, formarea de prinderilor de viață. Avem activități cu Clubul Muncii, unde doamna Tipa iarăși trece instruiri cu toți elevii școlii profesionale care absolvesc. Am participat la târgul locurilor de muncă, unde copiii, într-adevăr, au avut posibilitatea să se întâlnească cu angajatorii și au avut discuții de acolo concrete pentru angajarea în câmpul muncii, cu toate că mai există unele probleme, că mulți nu au vârsta de 18 ani și angajatorii nu prea sunt dispuși să iei la lucru. Beneficiarii proiectului nostru de la școala profesională, deoarece avem niște copii foarte activi, participă la Centrul Comunitar Încredere, care avem noi, cu diferite măsuri culturale, la diferite evenimente, la Ziua Bătrânilor, la sărbătorile de Crăciun, la 8 martie, participă cu concerte, cu dansuri, cu șenete. În cadrul proiectului, copiii au primit forme din cadrul proiectului pentru fiecare specialități aparte. Astea sunt formele pentru viticultori, tractoriști, plăcători. Astea sunt formele pentru căsătorețe. Așa. Și astea sunt formele pentru bucătari, care o să le primească în a doua jumătate a anului, după ce vedem care o să fie notele la orele de studii. În cadrul proiectului, copiii mai primesc burse, mai primesc pachete unice, care le acordăm. Și facem diferite vizite și ne informăm despre felul cum petrec practica de producere copiii în diferite organizații. Asta este practica copiilor la specialitatea de bucătari. Chestița asta a făcut chiar la relax practica de producere. Asta este practica de producere a plătătorilor, care anul ăsta au rămas la școala profesională. Au avut depus plită din trotuar. În cadrul proiectului, da, asta este vizită la Mold Expo cu electrogazosudorii. În cadrul proiectului am oferit copiilor diferite ajutoare umanitare care au fost primite ca donații de la organizațiile partenere cu care noi lucrăm. Au primit încălțăminte, îmbrăcăminte, haine și astea sunt măsurile culturale petrecute de beneficiarii noștri în cadrul centrului nostru. Asta este totul. N-am vrut să artă din gastronomie. Ne bucurăm să vă avem ca oaspeți și sperăm, dragi elevi, că anul ăsta o să mai avem activități de acest ordin. Mai avem cu plăcătorii, cu lemnarii, să vedeți ce multe o să ne mai gândim noi și o să mai inventăm și pentru specialitățile astea care par parcă așa mai directe, mai... Dar o să găsim, să inventăm ceva interesant, să petrecem masterclass și cu aceste specialități. Ne bucurăm!
sunteți azi prezent și succes să vedem ce ne prezentați voi. Sincer, nici eu nu știu ce ați pregătit voi acolo și cum v-ați pregătit pentru acest eveniment. Și baftă în continuare la studii pentru voi și dumneavoastră pentru prezență. Invităm în cele ansamblul Buburuzile de la Centrul de Creație Iova, producător artistic Iulian Cazate. Cu criticul Doina Doinița. Thank you.
porunci, nu arată asistență. Chiar vreau să spun de la început, nu sunt foarte onorat să mă aflu în această măsură care se trece în orașul de Bac, mă aflu la a doua ediție. Deci amintirea a doua oară. Am trecut în amintire, a fost deci, organizat și am participat. Și îmi pare bine, practic. Anume, vreau să zic că tineretul este principala, deci, principalii, deci, participanța, cei care s-a zis că pe fiețele dumneavoastră se vede o îngrijorare, înțeles că este o responsabilitate a dumneavoastră. De ce vreau să zic că este destul de important, pentru că instituția de învățământ școala profesională pregătește specialiști, anume, deci așa specialiști, ca să zic, în universitate, Avem și altul, dar una din cei mai mare tezaur, cel mai mare tezaur al Republicii Moldova, să se ieșe pe cea picolă. S-au avut posibilitatea acolo, deci, ca să fie degustarea vinului, vinului de calitate. Deci, dacă știam că astăzi aveți așa măsură, ei mi-ați mai rămas de acolo și astăzi. De ce ești vorbesc? Pregătirea vinului este o artă. Ca dumneavoastră să deveniți adevărați specialiști, profesioniști în domeniul dat. E regretabil faptul, trebuie să-l cunosc, prea puțin din dumneavoastră rămân la noi, în calitate. Chiar recent întâlnindu-mă cu doamna Tamara, Scău, care este și președintele Comisiei de Stat, deci la absolvirea studiilor dumneavoastră, și îmi spuneam, cred că permanent mă interesez, deci cam cum merge lucrurile la secția de cusătării. Din absolvență de anul trecut, eu vă doresc succes, vă mulțumesc organizatorilor. Noi, Primăria Orașului Iova, cu deosebită plăcere, activăm în parteneriat cu doamna Raisa Balan, școala profesională, cu toți care sunt în alții, la noi nu putem să ne alegem. Ne numai în parteneriat, privat social, vă înțeles și vom avea numai de câștigat împreună cu dumneavoastră. Eu vă doresc succes! Și așa vă văd cam triști, dacă se miște, regulestea și, cum spuneam, vinul cu adevărat este o artă. Dar să știți că vinul începe dintre la plantarea primului butuc. Și atunci el și are traseul său de a deveni un vin de calitate. Și desigur că trebuie să depunem foarte multă pasiune în realizarea acestui vin. Să îi învățăm să treacă printr-o poveste plină de mister, să încerci să înțelegem acest vin și să-i descoperim toată frumusețea lui. Frumusețea vinului constă nu numai în el însuși, dar constă în faptul că putem să-l descoperim dacă este asociat cu persoanele dragi, dacă este asociată cu o mâncare potrivită și desigur că într-o atmosferă plăcută cu cineva drag. Și ca să nu fiți pesimiști, ați primit fiecare la început de eveniment câte o frunzuliță de toamnă, de viță de vie, deoarece frumoase sunt toamnele în Moldova și sunt de diferite culori, așa cum via începe să reînvie primăvara, toamna deja începe să-și apere acele culori ale ei și vă rog frumos, în sală sunt 5 mese pregătite cu niște mâncăruri de absolvenții noștri bucătari și de bucătari care învață deja la primul an, adică sunt la început de cale. O să vă apropiați de fiecare masă, o să vedeți culoarea frunzei care corespunde cu a dumneavoastră și sarcina care este.
Să nu credeți că am venit numai să ascultăm. Dar vă punem într-o situație de problemă. Să vedem. Puteți dumneavoastră alege un vin potrivit la mâncarea potrivitile gospodăriei didactice în care au pus suflet o generație de elevi, viitori viticultori, care anul acesta vom avea prima promoție de viticultori vinificatori. Și desigur că o să avem și o lecție în care dumneavoastră o să puteți să apreciați dacă vinul nostru este bun și este de calitate și poate fi servit. Încă o dată repet, cei care au funcțiile de viță de vie, vă apropiați de culoarea mesei, vă consultați în echipă și apoi vă apropiați de masa centrală pentru a vă alege... Aici e galbă. Aici e galbă. Hai, deschide-o! Hai, spătuiți pe care vin să-l luați! Dar l-am luat de-am! Doamna Lidea, fiecare masă... Bine, mulțumim! Așa, eu vreau să pentru mâncarea dumneavoastră potrivită. Ce aveți dumneavoastră? Lăsa lui mult de încă nu-i zic. Așa, pește, avem experții bucătari. De corect bucătari este din pește, dar ce din ați ales? Alb și rup. Alb și rup. Și rup, da. Și au ales o, au făcut o alegere corectă. Bravo, sunteți din nota 10. Da? Bine, deja vă puteți să serviți. Și să apreciați pe el. O asociere de cașcaval, oh, da? Da? Și ia spuneți un valor. Cașcavalul se servește de mal. Da. Bravo! Ați făcut o alegere corect. Da, da, da. Atunci trebuie să învățăm. Da. Trebuie să învățăm. Asta și este scopul nostru. De a învăța și de a alege un vin bun pentru mâncare. Să fiți în părăs cu vizitul. Ce bucată aveți? Trepturii cu moldovenească. Ești normal că vin с консилиером mai mult uscat, negru, peste joc sau căpără. Vă mulțumim mult, dacă sunteți pe nota 10, da? Plus, ați făcut o alegere corectă a destului. Vă puteți în parte și serviciul, vă rog, și împreună cu consultătorul nostru sau partenorul nostru principal la bucătari, profesorul, maestrul instructor, doamna Aliona, care permanent este alături de noi. Nu, noi experții voi lăsăm. Așteptăm voi răspunsul nostru dacă au făcut alegerea corectă. Vermezi roșii și limonul. Și cu ciuperci. Și cu dovlecei. Și cu dovlecei.
sau socială. Aș vrea experiența să ne spună, au făcut o alegere corectă? Dar
Noi, școala funcțională de Leova, avem și noi mici somalieri sau tineri care învață de a degusta un vin. Și i-am invitat în fața dumneavoastră să ne dea și nouă o lecție cum se face o degustare corectă a unui vin. Dar la început, prin sală, am invitat expertul nostru, eleful anului 2, Cioarec Dan, și pentru început aș vrea să-l întreb. A observat dumnealui vreo greșeală în ceea ce privește degustarea, paharele, cum le ține mână-mână, dacă asocierea a fost corectă? Desigur, asocierea a fost corectă, dar sunt unele mici greșeli în privința desfacerii sticlei, al docului de sticlă. Evident, am văzut un domn care a deschis o sticlă și sticla nu se deschide ca sunetul să fie ca la șampanie, de exemplu. Vinul are calitățile lui. Sticla se deschide, e corect ca docul să aibă un sunet lent, nu să se audă cum cu sunet mare. A fost o mică greșeală și la ținerea paharului, adică paharul nu se ține de cupa lui, ci de piciorușă. Dacă ține paharul de cupa lui, păi vinul intră în contact cu pielea și se încălzește și deja nu mai este același gust cald. Vinul e preferabil să fie rece. Și deocamdată atâtea greșeli, pur și simplu. Și spune-mi, te rog, tipurile de pahare pentru toate soiurile noastre de vin a fost alese corect? Deci, la vinurile roșii este... Am avut un singur tip de pahare. Da. Da, și pentru care soiuri de vin sunt destinate aceste pahare? Aceste pahare sunt destinate pentru soiurile de vinuri albe. Deoarece este cupa paharului mai largă la deschidere. Așa. Pentru vinurile roșii este nevoie de pahare piciorușul lung și cupa este largă și gura de deschidere să fie cât mai îngustă pentru a se păstra mirosul vinului. Așa, mulțumesc mult expertului și îmi oferim cuvântul de 6 lecții să ne dea o lecție pentru, de etichetă pentru a degusta un vin și a ține cont de acele ustensii pentru degustare. Evident. Și un pahar, special pentru vinul din sticlă. Avem nevoie de un decantor, deoarece noi decantor nu avem, o să vă spun ce este acest ustensil. Este un bol din sticlă cu cupa dinăuntru, cupa este largă și la deschidere este îngustă. Aceasta ne ajută la oxigenarea vinului. Turnăm din sticlă în acest decantor și apoi din decantor, după ce se oxigenează, intră în contact cu aerul, turnăm în pahar. Acum deschidem sticla. Este necesar ca sunetul docului, cum spuneam, să fie cât mai lent. Nu știu dacă știați, acesta se numește sărutul vinului. Scoatem docul. Privim aspectul docului. După aspectul docului putem verifica și putem înțelege deja cum a fost, în ce condiții a fost ținut vinul. Privim aspectul dopului, cum spuneam, dopul se miroase și se observă ce tip de vin avem în sticlă. Așa, mirosim atent și ne dăm seama că în această sticlă se află un vin de fetească neagră. Vinul de fetească neagră a luat cunoaștere în Republica Moldova, în podgorile de Republicii Moldova, cu mulți ani în urmă. Vinul are mai multe aspecte foarte importante. Are 3 aspecte importante. Culoare, miros și gust. Turnăm un pahar, un pic de vin.
nu este nevoie să luăm plin. Cum spuneam, are trei aspecte importante. În primul rând este culoarea. Ca să observăm culoarea unui vin, este nevoie ca paharul, să ridicăm paharul puțin la lumină. Și vedem că culoarea lui este un roșu deschis, deoarece acest vin este de puțin, adică puțin timp a fost făcut. Este mai tânăr. Vinurile care sunt mai tineri au o culoare de roșu deschis, iar care de roșu închis, iar care cele mai care au mai vechi au o culoare de roșu deschis de jacă sau limpezit, da. Urmează mirosul. Pentru miros avem nevoie de să amestecăm vinul în pahar, deoarece să dispară mirosurile din cauza anilor sau vechimii vinului. Se miroase paharul, vinul, și observăm și din ce este făcut și observăm că vinul aduce ascorțișoară. Este un vin un pic mai sălbat, cum se are în vedere. Următorul pas este gustul. Gustul are și el specificațiile lui. Gustăm vinul. Amestecăm atent prin cavitatea bucală și observăm că este un vin, cum spuneam, un pic mai sălbatic și tare la gust. Am observat toate cele trei aspecte ale vinurilor și deocamdată încheiem cu această prezentare. Și deoarece suntem întotdeauna într-o discuție, da? Sau putem să organizăm niște petreceri și cum spuneam la început că un vin bun este întotdeauna și mai bun dacă este alături un prieten drag sau un om drag. De multe ori suntem tentați să luăm o cină la restaurant și dacă suntem necunoscători de vin, nu știm ce alegere să alegem. Dar ce vin să alegem pentru bucatele noastre la cină și îi rugăm pe Sergiu Ciocu să ne spună și dânsul ce ar trebui, ce vin ar trebui să alegem la o cină în restaurant și cât ar trebui să alegem vinul. La început, când ne așezăm la masă sau pe parcurs. Felul de mâncare și după dorința oaspeților. Vinul se consumă după consumarea primului fel de mâncare și vinul roșu se consumă după consumarea primului fel de mâncare. După al doilea fel de mâncare se bea vinurile albe. La o cină, la restaurant, nu este numai dorit să știi toate tipurile de vinuri sau să știi toate dorințele clienților sau invitațiilor. Nu este urșine de a întreba somalierul sau chelnerul să-ți spună ce tip de vin să alegi, care este mai bun pentru oaspeți. Nu este o... Chiar dacă nu știi să deschizi o sticlă de vin, tot puteți apela la somalier sau la chelner. Și de reținut faptul că nu toate vinurile albe se consumă sau roșii se consumă cu orice tip de mâncare. De exemplu, vinurile roșii se consumă cu carne roșie și cu carne de la vânat. Iar vinurile albe se consumă cu paste, carne de pește și carne de pui. Da, supă. Și parcă atât. Aplauze? Dar dacă suntem... De specialiști ca...
să alegem vinurile după tipul de mâncare, să se combine cât mai bine cu felul de mâncare. Mulțumesc mult și cred că am apreciat gustul și este benefic pentru sănătatea noastră. Și desigur că un sfat este să nu folosim vinul excesiv. Cuvântul vin provine de la cuvântul vena, antic, din Grecia antică, și ceea ce se introduce, se traduce a iubi. Și nu întâmplător că la atunci când servim un vin bun, deja ni se ridică și buna dispoziție și desigur că este un vin sentimental, da? Și devine iubire, așa cum a spus-o și domnul primar. Astea sunt începuturile acestor interetnicii în Mesopotamia antică și mai acum în regiunile Georgiei, Armeniei și Iranului. Primii care au lăsat în urmă dovezi despre stăpânirea procesului de preparare a vinului au fost însă egiptenii. Adică ei deci au lăsat. Dar cine îmi spune? Unde a apărut toastul? Deseori noi toastăm și care de nu. În Roma antică. Și de ce a apărut toastul? Sau cum a apărut toastul? Toastul, de fapt, toastul. Fiindcă era un obicei, da? În, la zeii antici, să mai toarnă câte un pic de otravă. Și atunci, gazda, unui eveniment, pentru a nu deda suspiciuni oaspeților, lua paharul în care era turnat cu vin și ciocnea cu fiecare oaspete și din paharul lui se revărsa în paharul oaspetelor, o picătură. Prin aceasta dovedea că, uite, vinul meu nu este otrăvit și pot să-l servez cu toți dumneavoastră. Așa a apărut toastul și desigur că el a avut mai multe transformări în care ne urăm sănătate și noroc. Și foarte mulți moldoveni de-a noștri totuși urează sănătate și noroc. Cine a făcut prima tăiere la Nița de Vie? Prima tăiere? Da. Sincer să vă spun, nu știu. Dar cine a făcut prima tăiere la Nița de Vie a noastră? Nu, în general nu poate. Ați mă știți? Da. Noi, de exemplu, suntem studenți, acum învățăm asta. Da, tot am fost și eu student. Că conform legendii, prima tăieri la Nița de Vie au făcut-o caprele. Băi, arăte? Legenda spune așa, că înainte, Nița de Vie nu se tăia. Adică dădea roada care era simplă. Și așa s-a întâmplat că un... Cioban? Persoană, un domn care avea un procantări capre, le-a scăpat în grădină la vecin care avea foarte multă miță de vie. Și caprele au rost jie de vărânțoasă, adică din cap în cap. Și deja au așteptat să vie toamna, să vadă care va fi prejudiciul adus ca persoana care are țător de capre să-l despăgubească pe persoana care era proprietar de miță de vie. Și s-a primit că roada a fost de 10 ori mai mare. Și de atunci, s-a luat ca bază, că înseamnă că vie trebuie să de tăiat. Așa spune legea. Dar mult să fac ceva nou. Ați aflat ceva nou, băieții. Eu nu știu. Era un împărat și avea o prințesă. Prințesa s-a îmbolnăvit. Și, uite, împăratul, văzând că prințesa s-a îmbolnăvit, a murit, nu răsufla, a bătut cropite peste mări și țări, dând zvonuri să-i salveze fata. E fata lui și orice părinte, desigur, ține la copilul său. Și dar le spunea că cei care îmi salvează viața fiicei mele, ori el în vie, îi dau jumătate din împărăție și pe ea de nevastă. În caz că nu îi se taie capul, vineau toți. Dacă zvonul a fost peste mări și țări, încărcați cu diferite și care vă lăsă. Desigur că el și îndeplinea dorința. Un ciobălaș, numai că ciobălașul este de oi, avea oile, văzând pe dealurile, meleagurile Moldovei, da? O tufă. Dar nu știa cum ce zmește. Dar ar făcea fructe. Și fructele acestea se duceau și erau foarte gustoase. Nu ar fi
cer sănătate, energie și îmi s-a gândit. Păi dacă împăratul spune, hai să mă duc și eu. Deci iau un fruct, o strugurie de poamă și se duce la împărat. Împăratul îl întreabă, păi stai, tu ce ai venit? Păi eu unde iată numai cu aceste bobițe, da? Fruct. Spune, cum așa? Păi vine o încărcați, dar tu numai cu asta, tu știi care este porunca mea? Da, împărate, știu care este porunca. S-a dus ciobănașul și văzând pe frumoasa adormită prințesă, îi picura din bobițe câte o picătură de suc. Și fata a reînviat. Atunci împăratul spune, vai, uite care este succesul acestei bobițe de vin, ce capodoperă este. Și îl întreabă, de unde, ce și cum? Și el spune, nu de portufă, pe plantații care ne este. Și așa, împăratul i-a dat denumirea Viță Vie, fiindcă a reînviat prințesa și a readus-o la viață, a înviat. Și a început împăratul, îți dau jumătate din bogăție, dar tu înmulțește aceste plantații. Și așa s-a înmulțit Vița de Vie și vreau să spun că chiar cu adevărat, Vița de Vie, după toate structurile și după acea componență chimică, este foarte benefică pentru sănătate și un vin bun de calitate tot este benefic, numai nu un exces. Și să reînviem cu toții și să fim sănătoși și să cultivăm aceste plantații care aleagă împrumutat de la strămoșii strămoșii noștri, care sunt bogăția meleagului nostru, a pământului nostru, care este tezaurul nostru, nu mai e, dar nu știu de care, cred că ați învățat câte ceva. Mulțumim mult! Și pentru iarăși a vă mai ridicat bună dispoziție, invităm în scenă ansamblul de dansă.
bună, mă bucur că toți îi văd. Mă pregătesc azi toate feluri de bucate, trei practic, în a să le punem pe un platou și toate o adaus de vin. Și să vă explic tot ce ne facem. Băieți, preparate și să aranjăm deja pe platou aici. O să vă explic anume practic tot cum se prepară și ce am marinat. Totuși, consider că într-adevăr felurile de bucate au succes numai cu un adaus de băuturile spiritoase. Practic mai mult se consideră vin. Vin alb, vin roșu, demi dulce și așa mai departe. Eu totuși secretul meu pregătirii care am reușit sunt pregătirile într-adevăr cu adaus de vin. Ele se consideră, dau o aromă mai plăcută, gust și la fel cum pentru sănătate mai bine și într-adevăr se prepară foarte bine carne, mult mai gustoasă, mai mult clar că la tot orice carne, și carne de porc, și carne de vit, iepuri, tot, adică merge practic pregătire. Trebuie să le combinăm însuși, să le cunoaștem și combinațiile la tot asta. În două minute ne aduce și vedem anume toate pregătirile astea. Dar roșu uscat anume. Aici chiar comand și am ales carne de vită în preparare, prasadă ca o garnitură să fie și sosul. Sosul din zmeură. Să începem de la fiecare parte anume. Carne de vită. Totuși, înainte de a prepara carne de vită, neapărat trebuie de toate celulele de curățită, anume tot că să fie carne mai multă. Marinadul la carne de vită se preferă mai mult ușor, ca sare, piper negru mai mult, boabe să fie proaspăt și deja măcinat din bucătarul propriu. Și verdețul, rozmarin, origano, busuioc și așa mai departe, ele deja sunt la noi în Moldova, se preferă tot asta. Secretul anume că să fie cât mai moale este nevoie sacrificarea cărnii. Să fie la plus 1 grad 0 și să păstreze la frigider măcar până la 2-3 zile neapărat. Atunci, într-adevăr, carnea să fie super și la gratar, și la tigaie, la cuptor și nu importă însuși tot asta. Așa. Carnea aici la moment chiar am marinat o sare, piper negru și ulei de măsline. Are mai puține grăsimi carne de vită și normal. Și am adăugat un pic de grăsimi. Am călit-o la tigaie 2-3 minute și am adăugat un pahar de vin alb uscat. Adică Chardonnay Sauvignon la dorință anumită. Și s-o înăbușit la 15 minute. Și în felul ăsta s-o primit un steak de vită. Asta l-așezăm deja pe platou cu garnitură, am ales o vită, preferă mai mult garnitură ușoară, ca fructe și ca legume. Aici noi am făcut o prasadă. Prasada s-o marinat pe bază de șampanie, la fel se poate și cu vin Chardonnay sau Sauvignon, tot vin alb. Am adăugat minte, scorțișoară și un pic de zahăr. S-a primit prasadul marinată. Asta să fie garnitură. Și sosul din zmeură am adăugat cagor. S-a ofert 15 minute deci, și s-a primit un sos foarte minunat pentru carne de vită și pentru prasadă. A să fie o combinație foarte destul de interesantă, anume și da. Pentru a îngroșe sosul am adăugat foarte
este un pic de crahmal. E foarte, este nevoie un picșor așa pe un vârf de cuțit anume și de adăugat, el în, fer, în timpul fierberei este îngroș, anume tot asta. Iată așa, la momentul ăsta, tot foarte simplu și un fel de bucat interesant anume. Nu vă îngrijă să combinați carnea cu fructe în toamnă, la moment gutuie foarte bine să se considere la rață, la pasăre, toate gen de pasăre sunt tot asta. Așa, mă rog, încercăm să aranjăm pe un platou și tot pregătirile noastre. Cât timp se marinează prasada? Prasada până la 15-20 de minute, totuși depinde de de sortul și coaptă asta tot. Mă rog, sunt mai verzi, sunt mai asta tot, dar orice prasadă, ceea ce e galbenă, ceea ce e verde, anume se curăță de corje și la sigur anume se aranjează asta, se marinează în timpul fierberii, în 15 asta. Așa, spunem garnitura. Eu o să o așez fie mai ușor de agustat și... Așa, un gen să fie mai frumos aranjat, am tot asta. La fel și carne de vită. Carne de vită nu neapărat ar fi bine că nici într-un caz cât mai mult să o ținem la tigaie sau la cuptor, noi să-i pierdem suculența ei și sucurile. Este nevoie de a coace până la să fie un suc un pic rozov. Iar că atunci deja este carne de vită super pregătită anume și lumea consideră că cât mai mult să o ținem la cuptor sau la tigaie, să o muiem. Nu, nici nu se discută, trebuie să fie ca un fel semicrud, un pic vită, dacă se face sacrificarea până la 3 zile, nicio grijă. Сосу, который уже нам препарат, алпунем десупра пекарни, страдуем с ностиклом тот карни, с ваданами, тот... Ку он отдал с дивин, и чел мы, че есть бенефик петру карни дивит, один вердец, или шалфей. По-молдавски шалфей это... Pregătirii mai mult o să folosesc tânăr, dar cea la bătrână s-o serviu. Nu, eu am de ce să recomandă la faptul pentru sos ca să fie mai mult. Nu, pentru sosuri clar că cât însuși vinul e mai bătrân, el e cât are calitate mai bună și la orice pregătire, ce la fructe, ce la carne, la să fie clar că mai calitatea mai sus. Da, mulțumim, domnul Alexandru, întotdeauna sunteți invitatul nostru și oaspetele nostru. Îmi pare bine, îmi pare bine. Da. Succesul mai bine. Îi sperăm că toate aceste informații sunt binevenite și ați învățat, așa cum spuneam anterior, lucruri interesante și trebuie să le ținem minte și eu spuneam că trebuie întotdeauna să ne delectăm de gustul unui vin, de vin atât de adorat pentru noi chiar de la apariția civilizației și o zicală despre vin
și prin detal spune că există 5 motive pentru a avea un pahar de vin. Vinului și desigur că o mâncare gustoasă. Sper că astăzi ați savurat din aceste 5 motive de a bea un vin bun și oferim cuvântul de încheiere, doamne Raisa. Dragi elevi, că ați fost atât de activi și ne-ați prezentat o activitate atât de interesantă, arta dintre vin și culinărie, și sper că și vouă ceva v-a rămas învățătură din acest eveniment. Vreau să spun că fiecare părinte se mândrește cu copiii lui. Doamna Caracostol, bravo, ați crescut un băiat cu care puteți să vă mândriți și să știți că eu nu l-am știut pe Alexandru, el a învățat la școala profesională, eu am avut ocazia anul trecut să fac cunoștință cu el și am rămas atât de plăcut, surprinsă, când el atât de ușor a acceptat, atât de s-a implicat, a venit de la Chișinău preventiv să vadă cum aranjăm sala, cum o să punem, cum o să facem. Că eu zic, domnule, dar mai există și așa copii educați și așa receptivi, că pot să ajute așa fără, mă rog, la noi treabă, dar ce o să am, cât o să plătesc, cât o mă plătesc, cât o să primesc, ceva de felul ăsta. Adică, bravo, Alexandru, mersi mult și anul ăsta am avut o deosebită plăcere și în agenda mea telefonică, Alexandru e primul pe număr. Și eu câteodată vreau să iau câte un telefon și nimeresc la Alexandru întâmplător. Și zic, oi, Alexandru, m-am greșit. Mă scuz, da? Te mai auzi și îmi face plăcere că numărul tău e primul și mai face plăcere. Mersi mult de ajutor. Așa că, copiii, eu cred că voi ați învățat din evenimentul de azi. Vă mulțumim la toți pentru participare, vă mulțumim oaspeților că ați avut plăcerea să fiți alături de noi la acest eveniment și cred că continuăm mai departe petrecerea noastră. Ați trecut toate testele, da? De copii pregătești asta? Mai spune și asta. Cine are vin, zaipă, capârnă, capor, puneți vin, puneți prăsate, să vedeți și... Dar nu, puneți capurul și puțin mai pus, sau la zaipă, cum face noi. Vin, dar nu face, puneți-l acolo, puneți-l acolo.